la școală nu înveți doar niște lucruri de ținut minte, ci și cum să fii independent, cum să-ți drămuiești timpul, ambițiile și sentimentele. La școală înveți cum să fii într-o permanentă competiție cu tine și cu cei din jurul tău. Și poate cel mai important, aici, în această școală, îți formezi un caracter. De mulți ani încoace, școala românească e oarecum diferită, să zic așa. Suferă tot felul de schimbări și toată lumea a uitat că trebuie să-ți placă să mergi la școală, să faci cu plăcere lucrul acesta și să-l faci pe micul copil care mai apoi crește să fie fascinat atunci când pășește pragul unei instituții din care va ieși cineva la finalul drumului. Chiar dacă are teme de făcut, chiar dacă nu știe și este greu, trebuie să existe această dragoste de a fi în locul acesta. Iar copiii din ziua de astăzi și-au cam pierdut această dragoste, din păcat. Și e păcat. Aș vrea să-i facem să vină cu drag la școală, să le facă plăcere când intră pe această ușă a școlilor. Mai ales într-o școală nouă, dotată cu tot ce trebuie, modernă ca aceasta. Școala este căpătâi pentru începuturile copiilor noștri. Școala este fără doar și poate esența, dacă vreți, a unei continuități temeinice. Clădirea Jacques de care ți-am povestit. Da. Care este ne-am domnul inspector general, comunul are 6 miliarde de impozit de taxe locale. Și-a dat școlii 6 miliarde. Tot post bugetul de la taxe locale ai că vreun. Și parcă e mai răcoare aici, nu? Da. Da. E și izolată bine acum. Și mă bucur că e așa vesel. Da, da, da. La Copăceni, deși în România s-au închis 1700 de școli, s-a construit o școală pentru învățământul primar. Totul a plecat de la o discuție cu Inspectoratul Școlar General, cu doamna Inspector General Marc, care ne-a spus că există Asociația Bookland, care sprijină dezvoltarea în mediul rural. Iată că sunt și oameni ca dumneavoastră, care n-aveți liniște și care sunteți conștienți că școala este motorul fiecărei comunități și că investițiile trebuie să meargă spre școală, pentru că altfel, fără copii educați, nu avem niciun viitor.
Ce își poate dori mai mult o familie tânără decât să aibă copiii aici, aproape de casă, în siguranță, beneficiind poate de condiții mai bune chiar decât în orașele din apropiere? Știți care a fost cea mai mare bucuria mea? Zilele trecute am trecut aproape în fiecare zi când s-a lucrat. Nici nu vă dați seama corpul profesoral și personalul nedidactic cât suflet au pus și cât au muncit. Am văzut Dăscăliță spălând geamuri, fiecare la clasa ei. Și să știți că am mirat în fiecare clasă... Da. Am mirat în fiecare clasă și cu mândrie fiecare diriginte mi-a spus, asta e clasa mea. Și vreau personal să o fac să arate așa cum trebuie să arate. Să știți, cred că după mult timp mi-am dat seama că dascălii privesc școala acum și ca pe casa lor. O privesc ca pe școala lor. Și atât e de important să vezi oamenii cum pun suflet și cum vibrează pentru ceea ce înseamnă binele comunității, sigur și al nostru personal la locul de muncă, dar nu mai târziu al copiilor. Asta înseamnă, într-adevăr, până la urmă, formarea unei echipe puternice. Da, așa cum ați auzit, împreună construim oameni este deviza Asociației Bookland. Le mulțumim din suflet și le dorim ca Dumnezeu să le dea putere și sănătate să facă și au făcut să facă în continuare asemenea lucruri minunate și în alte școli din mediul rural. Când mi s-a propus să vin la Copăceni, n-am stat prea mult pe gânduri. N-am fost neapărat un elev model, fără cusur. Am avut materii la care n-am excelat și perioade în care nu m-am regăsit pe deplin. Dar mi-a plăcut să merg la școală. Școala nu e o jocă. Școala este o responsabilitate. Școala trebuie să dea libertate viselor și să-i atragă pe tineri pe drumul acesta pozitiv. Casa părintească nu se vinde. Vă iubim, din suflet vă mulțumim că ați făcut din școala noastră o bijuterie aleasă. Întâlnirea cu toți copiii din această școală, întâlnirea cu dascării de aici, întâlnirea cu arghelenii mei dragi, de fiecare dată e o binecuvântare când vin acasă. Sunt fericit pentru că am fost ales ambasador Bookland pentru această zonă și am venit cu brațele deschise să le vorbesc copiilor despre copilăria mea, despre ceea ce am învățat eu în școală, despre dascării mei, despre cei 7 ani de acasă pe care îi țin din ce în ce mai puțin la unii oameni. E o bucurie că sunt aici. Școala arată exemplar. Este în plină renovare. Pe data de 11 septembrie totul va fi de înaltă clasă și ținută. Și îi invităm pe copii să intre în școală. Sunt convins că Bookland împreună cu toată echipa puternică pe care o are, va face lucruri frumoase pentru tânăra generație și felicit. Dacă Asociația Bookland România nu ar fi venit în sprijinul nostru, cu siguranță nu am fi realizat aceste lucruri frumoase și mărețe pentru copiii noștri, pentru comunitatea noastră și pentru viitorul lor. De aceea, cuvintele sunt sărace, sunt puține, ca să le mulțumim acestor oameni minunați. Toți copiii mâinile sus! Bravo! Construim oameni.